Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor, este ora 12 și începem ca de fiecare dată cu titlurile orei. Bucureștiul este pentru două zile capitala politică a Europei. Congresul Partidului Popular European începe miercuri la Romexpo, în prezența a peste 2000 de delegați din peste 40 de țări. Cei mai mulți dintre participanți au ajuns deja în România. Popularii europeni decid strategia pentru alegerile pentru Parlamentul European, stabilesc manifestul Partidului Popular European și desemnează principalul candidat pentru conducerea Comisiei Europene în adunarea politică a PPE, care a fost acceptată în scrierea Ursulei von der Leyen în competiție. În paralel cu congresul găzduit de PNL, președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au programate mai multe întâlniri cu liderii prezenți la București. Fostul președinte Traian Băsescu spune că există o singură soluție pentru a crea un număr suficient de militar, și anume reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Mergem la administrația prezidențială, acolo unde președintele Klaus Iohannis o așteaptă pe Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Îl vedem pe președintele Klaus Iohannis în imagini la Palatul Cotroceni. Și o vedem și pe Roberta Metsola, care a ajuns la Palatul Cotroceni. Urmează discuții cu președintele Klaus Iohannis. Bun, și îi vedem pe cei doi lideri, președintele României, Klaus Iohannis, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la Palatul Cotroceni. Bun, ne întoarcem la știri. O să dezbatem în continuare, bineînțeles, subiectul PPE și Congresul PPE. Ne întoarcem la știri. Aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și forțelor aeriene turce desfășoară un exercițiu demonstrativ de poliție aeriană întărită. Scenariul exercițiului cuprinde interceptarea unei aeronave țintă reprezentată de un avion de transport C-27 Spartan din dotarea forțelor aeriene române, anunță Ministerul Apărării. Ungaria se opune desemnării premierului neerlandez Mark Rutte la succesiunea lui Jens Stoltenberg la conducerea NATO, un post crucial în plin război în Ucraina, relatează AFP. Nu putem susține absolut deloc numirea unui secretar general care a vrut în trecut să îngenuncheze Ungaria, a anunțat ministrul maghiar de externe. Președintele Joe Biden și fostul lider de la Casa Albă Donald Trump s-au impus marți în competițiile de nominalizare la nivel statal din întreaga țară. Cei doi pregătesc o revanșă istorică în alegerile generale din noiembrie, în pofida ratingurilor scăzute de popularitate pentru ambii candidați. Prețul aurului a atins marți un nivel record, investitorii având așteptări tot mai mari de relaxare a politicii monetare în Statele Unite ale Americii, în timp ce riscurile geopolitice vor propulsa în continuare cotația metalului prețios. Piața mai este susținută de cererea fizică puternică din Asia și de achizițiile băncilor centrale, precum și de statutul tradițional de activ de refugiu al aurului în perioadele de incertitudine. Prețul spot al aurului a crescut la circa 2131 de dolari pentru o uncie, după ce a atins un record de peste 2141 de dolari uncia. Mărcile de mod ultra rapidă, cum ar fi Shein din China, ar trebui să fie obiectul unor sancțiuni de până la 50% din prețul de vânzare al articolelor de îmbrăcăminte pentru a compensa impactul lor asupra mediului. Propunerea vine de la aleșii francezi, care dețin majoritatea în Parlament, într-un proiect de lege.
Continuăm cu sport. Spectacolul din UEFA Champions League revine astăzi de la ora 22 în direct la Prima Sport și pe primaplay.ro. Real Madrid-Leipzig va fi transmis în direct pe Prima Sport 1, iar meciul Manchester City-Copenhaga va fi difuzat în direct pe Prima Sport 2. Aseară Paris Saint-Germain și Bayern München s-au calificat în sferturile de final ale Ligii Campionilor, trecând în optim de Real Sociedad, respectiv de Lazio Roma. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. E bine, temperaturile vor scădea în toată țara, dar mai semnificativ în nord-estul teritoriului, cu maxime între 5 și 16 grade. Va ploua în jumătatea nord-vestică a teritoriului, apoi în sud, în centru și în est. Seara și noaptea în Moldova, Transilvania și în zonele deluroase din sud vor fi precipitații mixte, iar la munte treptat vor predomina ninsorile. Doamnelor, domnilor, vă spuneam că în ambele ore de dezbatere vom discuta despre congresul PPE. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, pentru prima ora dezbaterilor. Ce funcții ar putea obține România la nivel european? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la dezbatere. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct, îl avem alături de noi din partea Partidului Național Liberal pe Gheorghe Falcă. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua! Aș începe de la mizele Congresului până la revalidarea la conducerea Comisiei Europene a Ursulei von der Leyen, după ce weekendul trecut și Partidul Socialiștilor Europeni și-au ales candidatul, contracandidatul Ursulei von der Leyen, și aș merge puțin și pe zona asta de funcții la nivel european. Dar vă rog să începem cu un comentariu general despre Congres. Pentru noi, pentru România și pentru Partidul Național Liberal, este o mare bucurie să reușim să aducem Congresul Partidului Popular European, cel mai mare partid din Europa, în București. Avem peste 650 de jurnaliști care transmit totul în direct. Suntem astăzi pe toată mass media europeană, ceea ce înseamnă o mare vizibilitate. Dar în interiorul unui congres, evident, avem dezbateri, vom avea o rezoluție finală care arată modul în care Partidul Popular European și, evident, Partidul Național Liberal gândește viitorul Europei în următorii 5 ani. Și noi sperăm ca în următorii 5 ani, pe lângă Comisia Europeană, care dorim să o conducem prin doamna Ursula von der Leyen, prin voturile cetățenilor, să ocupăm cât mai multe funcții importante pentru a decide în direcțiile cu mare oportunitate viitorul european. Bun. Hai să mergem mai în concret. La candidatul socialiștilor versus Ursula von der Leyen, vă rog. Așa cum sunt astăzi cercetările europene, Partidul Popular European va fi partidul care va câștiga alegerile. De aceea ne interesează și pe noi în România să avem un scor mare, pentru că cu cât ai un scor mai mare poți să obții funcții importante în Parlamentul European sau în instituțiile europene, iar prin aceste funcții reușești să spui programul de guvernare europeană în practică. De aceea miza este foarte mare a acestui congres, mesajul pe care îl transmitem noi, rezoluția care va fi aprobată, care va face o conectare mai puternică a fermierilor cu politicile europene, a economiei europene care astăzi scârție, economia europeană astăzi este în criză și are nevoie de capital, are nevoie de investiții masive. Toate aceste lucruri sunt în proiecția Partidului Popular European pentru viitorul european și atunci, evident, președinta Comisiei care va fi
din punctul nostru de vedere, doamna Ursula von der Leyen va avea misiunea de a implementa aceste politici europene, va avea misiunea de a continua supravegherea a ceea ce înseamnă programele naționale de redresare și reziliență, pentru că vorbim de 750 de miliarde de euro care intră în țările din Uniunea Europeană, aici vorbim și de România, cu 28 de miliarde de euro. Acești bani trebuie să producă bunăstare pentru cetățeni, să producă infrastructură, să avem o mobilitate mult mai mare, subvențiile la agricultură să fie mult mai puternice și să aducă o stabilitate acestui domeniu în întreaga Uniune Europeană. Bun. Acum v-ați referit la protestul fermierilor. Acolo fix politicile de mediu, adică supărările sunt inclusiv la adresa doamnei Ursula von der Leyen, nu? De aceea am și spus că noi, grupul PPE, întotdeauna am fost rezervați față de un exces al politicilor de mediu pe care domnul Timmerman le ducea, și am reușit să diminuăm din acest exces și vrem în continuare să fim într-o relație corectă cu fermierii, pentru că fermierii sunt oameni de dreapta, ei sunt oamenii care știu cel mai bine ce înseamnă proprietatea, trăiesc din exploatarea proprietății, cunosc foarte bine ceea ce înseamnă să-și vândă produsele într-o piață concurențială. Trebuie să vedem ce înseamnă mărfurile agricole care vin din afara Uniunii Europene, și toată această politică pentru sprijinirea fermierilor este abordată de Partidul Popular European aici la București. Ceea ce pentru noi este foarte bine, ne punem punctele noastre de vedere în rezoluții, gândim politici cât mai de susținere pentru fermieri, inclusiv fermierii români. Vrem să creștem în ceea ce înseamnă producția agricolă, deci trebuie să trecem în zona de procesare a produselor agricole. Facem un pas mare pentru următorii 5 ani în întreaga Uniune Europeană și evident și în România. Ce discuții au fost până acum? La această oră le reamintesc celor de acasă, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, este la Palatul Cotroceni, discuții cu președintele Klaus Iohannis, și Nicolae Ciucă, liderul PNL, a avut întâlniri cu Roberta Metsola. Ce s-a discutat? Evident că nu știu eu de la congres ce au discutat cei doi lideri, domnul președinte Iohannis și domnul președinte al Partidului Național. Uitați că vă spunem și poate comentăm împreună. Nicolae Ciucă și Roberta Metsola au vorbit, de exemplu, despre războiul hibrid pe rețelele de socializare. Luptăm cu manipularea online, arătăm beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. Totodată s-a discutat despre miza alegerilor din iunie, care ar fi păstrarea într-o poziție fruntașă a forțelor pro-europene. Discursul legat de partidele extremiste, de partidele suveraniste și de tot valul acesta pe care îl vedem inclusiv în România. Trebuie să fim realiști și să spunem lucrurilor pe față. Întotdeauna când există o criză economică, partidele extremiste, partidele populiste ies la suprafață cu soluții din acelea simple, care par bune la prima vedere. Știți, noi putem face mai bine, noi putem reduce, nu știu, corupția, noi vom bloca venirea unor produse în țară. Câteodată izolaționismul este soluția pentru partidele populiste, dar așa cum știu eu, Parlamentul European izolează foarte bine extremele. Extremele nu au un rol important în politica europeană și de aceea, ceea ce spunea și doamna Metsola, trebuie să lucrăm pe ceea ce înseamnă fake news-urile generate de platformele de socializare. Noi chiar am creat legislație europeană pe care statele membre trebuie să le pună în practică în următorii 2 ani, de a proteja societatea de ceea ce înseamnă abundența de știri false, de zona de manipulare, de zona de agresivitate din online, și eu cred că trebuie să facem acest lucru în special pentru tineri, apoi pentru întreaga societate, și așa putem avea o imagine a lucrurilor clare și nu a lucrurilor care sunt în extremă.
O ultimă întrebare, domnule Falcă. Ce funcție ar putea obține România în viitorul mandat la nivel european? Vă întreb acest lucru pentru că înainte să înceapă, congresul, înainte de ziua de ieri, când au sosit cea mai mare parte dintre liderii europeni la București, premierul Marcel Ciolacu s-a exprimat vis-a-vis de posibile funcții pe care le-ar putea obține România. De la funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene, și a dat mai multe semnale și mai multe exemple. Dar cum văd membrii PPE situația asta? Așa cum cred că ați văzut, ieri președintele Partidului Popular European a vorbit în termen de elogiu activitatea președintelui României, care are o recunoaștere internațională foarte mare. De fapt, este liderul din interiorul Partidului Popular European cu cea mai mare vechime în Consiliul European, este omul care își pune amprenta ceea ce înseamnă interesele europene și politica europeană. La fel a vorbit foarte bine de domnul președinte Ciucă. Este important că se vorbește despre România. Se vorbește despre România în termenii de a putea obține funcții importante în politica europeană. Lucrul acesta ne ajută foarte mult și pe noi, pe ceilalți care lucrăm în politica europeană, pentru că prin această apreciere și noi folosim oportunitatea de a ne exprima de a mai puternic, de a argumenta mai puternic, de a ne impune interesele României mai puternic. Și eu cred că după alegerile europarlamentare, estul Europei, și aici putem spune că România poate să fie lider în această teorie a estul Europei, să aibă reprezentarea cu cinste în structuri europene mult mai mare decât până acum. Vă mulțumesc, domnule Falcă, vă mai așteptăm la Prima News și cu alte ocazii, chiar pe durata acestui congres, să ne țineți la curent cu ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc mult. Doamnelor, domnilor, discutăm în continuare cu analistul de politică externă, Bogdan Lefter. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Cu mare plăcere. Cum spune Nicolae Ciucă, cum spun liderii politici de la București, capitala devine capitala europeană a politicii odată cu congresul acesta. Care sunt mizele din punctul dumneavoastră de vedere? Până la un punct, sigur, au dreptate liderii PNR să spună ce spun și să își aroge mari merite în acest sens. Dar am putea spune, de pildă, că Bucureștiul devine pentru aceste zile capitala protocolară, da, a politicii europene. Capitala politicii rămâne Bruxelles-ul și, sigur, contează celelalte capitale ale celor mai importante, state membre și așa mai departe. Există, deci, o realitate politică și o realitate protocolară. Realitatea protocolară este că sunt în cursă, descindă în București, șef de state, de guverne, șefa Comisiei Europene, politicieni importanți din multe țări ale Uniunii, care sunt în politica lor internă reprezentanți ai partidelor afiliate Partidului Popular European, deci partide liberale, conservatoare. Și, sigur, e un conclav european foarte important. Dar acest conclav, la care, sigur, invitații deja au început să facă declarații și vor continua să le facă în termeni foarte elogioși, lăudând Partidul Național Liberal, România, progresele, stabilitatea în proximitatea războiului și așa mai departe, e o realitate, cum se întâmplă de obicei cu realitățile protocolare, care acoperă pentru un moment realitatea propriu-zisă, realitatea politică. Realitatea politică este în România o realitate preelectorală pe care PNL-ul o înfruntă
de pe poziții șubrezite, în scădere de scor electoral, în această alianță contra naturii pe care electoratul n-a înțeles-o între PNL și PSD, fostul adversar care în loc să fie în continuare înghesuit într-un colț și obligat să se reformeze, a fost invitat și i s-a spălat brusc imaginea, a preluat practic frâiele guvernării și așa mai departe. Deci cred că trebuie să fim luciți și să privim acest moment în această dublă perspectivă, realitate protocolară, realitate politică. Și Manfred Weber a avut ieri un discurs, urmează discursuri și astăzi, despre pericolul extremist și despre cum partidele pro-europene trebuie să fie în continuare fruntașe la nivelul Parlamentului European, evident, la nivel european. Evident, făcând referire la alegerile europarlamentare, fiind de altfel și argumentul pentru acea comasare, pentru listele comune. La fel ne-au spus și liderii coaliției din România că luptă cu valul extremist, cu pericolul extremist. Cât de mare este pericolul acesta și cine sunt extremiștii de care se teme toată lumea? E o temă europeană, paneuropeană și internațională. În revenire această temă și în Statele Unite, în contextul electoral de acolo, căci e posibil să fie reales actualul președinte Joe Biden, un democrat adevărat, sau să revină la Casa Albă ultraconservatorul populist, autohtonist în sensul izolaționismului, respingerii globalizării și așa mai departe, Donald Trump. Deci este o temă reală. În unele state au obținut partidele extremiste, naționaliste, populiste victorii notabile. În Italia au preluat guvernarea, dar s-au temperat foarte serios. În Statele Unite există perspectiva despre care am vorbit și pe care o știm. În alte locuri au obținut victorii parțiale. Locul 2, locul 3. Deci este o temă internațională, o îngrijorare și trebuie într-adevăr ținut piept acestui val, care însă în medie aș spune că nu depășește 25%, ceea ce este sigur un procent foarte grav, dar rămân 75% din electoratele europene care votează în continuare partide democratice. În politica internă românească, și iarăși vedem două planuri de discuție, această temă internațională reală și temă și locală reală, pentru că avem partidele AUR și SOS care au luat locul vechiului Partid România Mare și fac acest joc politic. În politica internă însă acest subiect este de cele mai multe ori invocat ca un pretext de către PNL și PSD pentru asocierea lor, pentru a justifica asocierea împotriva extremismului și pentru stabilitate. Nu e niciodată argumentat de ce doar această formulă se opune extremismului și asigură stabilitatea, căci exista o majoritate de dreapta reală în Parlament care asigura stabilitatea și am fi avut stabilitate până acum. Politica românească interferează în acest fel cu politica europeană în variantă specială și, să zicem, puțin exagerată. Cu atât mai mult că la ultimele alegeri, da, ca scor, Partidul Social Democrat a câștigat cel mai mare scor, dar ideea de dreapta a câștigat în România. Dacă adunăm scorurile partidelor de dreapta, vedem că ideea de dreapta a câștigat în România. Adică... Sigur că da, dovadă că s-a format acea majoritate, PNL, USR, UDMR, care a guvernat până când cineva, anumite grupuri, au decis să-l înlăture pe liderul Partidului Național Liberal de atunci, Ludovic Orban, și să facă această cotitură de asociere cu PSD. Dacă îmi dați voie, rapid de tot, aș mai spune ceva legat de Congresul Popularilor Europeni de la București.
o reuniune internațională, cum spuneam și eu și sigur toată lumea vede acest lucru, importantă, cu figuri politice majore. E un eveniment totuși protocolar. Partidele europene obișnuiesc să țină reuniuni preelectorale într-una din capitalele țărilor în care guvernează un partid afiliat, deci într-o țară în care la guvernare se află un partid fie liberal, fie, cum spuneam, conservator. Și evident România s-a oferit pentru a culege beneficiile. România, PNL, de fapt. Asta voiam să vă întreb. Cine capitalizează electoral vorbind organizarea, din organizarea acestui congres? Nu știu, doar Partidul Național Liberal, poate și UDMR, care face parte din aceeași familie. De PMP acum e mai greu de spus, întrucât, na, fiind într-o alianță, poziționându-se direct într-o poziție pe plan local, e mai greu să capitalizeze de pe organizarea acestui eveniment, dar PMP, dar UDMR, PNL, cine capitalizează? E adevărat, să ne punem această problemă. Probabil PNL iese bine ca organizator efectiv al acestei reuniuni, însă s-ar putea să fie un mic câștig de imagine de moment, care se va evapora rapid, va fi uitat în focul polemicilor electorale, mai ales că avem între timp polul de dreapta, ați menționat partide componente, PMP, în polul de dreapta se află sigur și USR, cel mai important în acest moment dintre partidele componente, și Alianța Dreptei condusă de Ludovic Orban. Polul de dreapta, deci declarat, este în afara alianței PSD-PNL. Da. Și ce vreau să adaug este că această reuniune la care va lua cuvântul, participă și președintele Klaus Iohannis, poate să ne aducă aminte de acea reuniune a liderilor europeni, a Consiliului European de la Sibiu din 2018 sau 2019, înainte de finalul mandatului Comisiei Europene conduse de Jean-Claude Juncker. Acel moment protocolar a avut un impact serios, pentru că nu a fost doar o reuniune de partid, o afacere de Partid Popular European. Atunci, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a cerut să se țină la Sibiu un Consiliu European pentru a marca progresele liberale ale României, pentru a marca importanța președinției unui fost membru de Partid Popular European, nu cum știm, înainte de a deveni președinte, Klaus Iohannis preluase conducerea Partidului Național Liberal. Și atunci liberalismul în România ținuse piept asaltului asupra democrației din partea PSD, care încercase în epoca Dragnea să altereze justiția, să strâmbe rău democrația românească. Acum președintele nu va mai candida, președintele Iohannis e la final de mandat, nu poate vorbi în cadrul unei reuniuni care nu mai este a Consiliului European, cu șefi de state și de guverne și de dreapta și de stânga. Da. Este o reuniune de partid. El nu mai este lider de partid, este președinte al tuturor românilor, iar PNL, să adăugăm și acest lucru, nu mai are în acest moment un lider puternic care să fie reprezentativ și pe care și oaspeții și politica europeană să-l recunoască drept un lider de dreapta important. Președintele PNL Nicolae Ciucă e stângaci în rol, e o figură impusă de domnul Iohannis la vârf, și în ultimii ani nu s-a mai profilat un lider puternic cum PNL a avut când și când, dacă ne-am amintit pe Radu Câmpeanu din politica postcomunistă, Radu Câmpeanu, Valeriu Stoica,
Crin Antonescu, Ludovic Orban, lideri puternici care trăgeau partidul după ei, îl reprezentau cu strălucire. În acest moment nu există așa ceva, deci PNL-ul e un organizator al unui congres cu vedete din străinătate. Ceea ce rezumă, cred, fără să mai explic, fără să mai explicitez, cam care este raportul dintre logica protocolară și logica realității politice interne în acest moment, altfel sigur, benefic pentru PNL, pentru România, dar câteva zile și o descindere aproape turistică la București a multor vedete, trec repede și se uită. În contextul creionat de dumneavoastră, atât pentru președintele Klaus Iohannis, cât și pentru Partidul Național Liberal, de ceva timp e o întrebare care se află pe buzele tuturor jurnaliștilor, analiștilor, poate și politicienilor. Ce viitor politic are Klaus Iohannis? Ne amintim în urmă cu o lună de zile la Bruxelles discursul pe care l-a avut. Mai avea puțin și se autopropunea într-o funcție, evident, într-un discurs creionat în jurul ideii că un lider din Est ar trebui să aibă funcții de conducere la nivel european, evident, tot în contextul războiului din Ucraina, situației din Est. Cum vedeți viitorul politic al lui Klaus Iohannis? S-au vehiculat mai multe funcții, de la șefia NATO, la un moment dat era și scenariul cu Consiliul European. S-au vehiculat mai multe funcții, până la o funcție, nu știu, poate, de ce nu, înalt reprezentant pentru afaceri externe sau, de ce nu, comisar pentru apărare, un nou comisariat destul de puternic în contextul războiului din Europa. Domnul Iohannis, știm cu toții, are un profil politic proeminent și mai ales o bună vizibilitate și o bună reputație internaționale. Pe plan local, deci, e adevărat, dar n-aș intra acum în această discuție ca să dau răspunsul la întrebarea pe care ați formulat-o privitoare la perspectivele sale, care nu sunt perspective politice interne, ci perspective politice externe. În politica internă n-ar prea trebui ca un fost președinte să mai candideze pentru alte demnități, să ocupe alte posturi care evident ar fi inferioare funcției pe care a ocupat-o timp de două mandate, 10 ani. Prin profilul său, președintele Iohannis se califică pentru diverse demnități înalte la nivel internațional, în organismele pe care, din care face și România parte, Uniunea Europeană în special și NATO, dar aici am avut ca țară România, îl avem în continuare până spre finalul mandatului său pe Mircea Joană în rol de secretar general adjunct al NATO și e greu de crezut că cele două poziții, secretar general plin și secretar general adjunct, vor fi ocupate după expirarea mandatelor norvegianului Stoltenberg și al românului Joană de alți doi, între care unul iarăși român, și domnul Iohannis nu ar prea trebui văzut pe poziție de secretar general adjunct, ci pe cea de secretar general plin, unde, cum spun, ar fi ciudat ca România să revină imediat într-o echipă de doi după ce a avut un asemenea post. Mai este și problema apartenenței politice la Partidul Popular European, ca fost lider PNL, a domnului Iohannis, toate datele indicând că doamna Ursula von der Leyen, reprezentanta Partidului Popular European, își dorește, va candida și va obține un nou mandat în fruntea Comisiei Europene și există această cutumă ca funcțiile importante la nivel european, în Uniune, șeful de Comisie Europeană, șef al Consiliului European, președinte al Parlamentului European, să fie ocupate de reprezentanți în mod echitabil ai dreptei și ai stângii
ai Partidului Popular, respectiv al celui socialist, poate și din partea ALDE, în funcție de cum se organizează o majoritate în Parlamentul de la Strasbourg. Și deci această coincidență de apartenență la Partidul Popular și a doamnei von der Leyen și a domnului Iohannis îi scad șansele de numire imediată, de desemnare imediată într-o funcție importantă, ceea ce nu exclude, sigur, orice posibilitate. Statele din estul Europei reclamă, într-adevăr, într-o formă mai directă sau mai discretă, o anumită discriminare și echilibrele trebuie păstrate. Pe de altă parte, proximitatea războiului cu Ucraina nu este, de fapt, un bun argument în niciun caz la conducerea NATO pentru ocuparea funcțiilor de decizie de către reprezentanți din Est, în special funcție de secretar general plin, pentru că e nevoie de obiectivitate și detașare, nu de implicare, pasiune, eventual temeri directe de proximitate atunci când iei decizii în numele NATO. Sigur, acolo există multipli factori de participare la decizie, dar e de văzut. E de văzut ce se va putea întâmpla. Asta, tot ce am spus, într-un orizont temporal imediat. Însă aș adăuga și aș încheia cu asta, nu e neapărat de așteptat o desemnare a domnului Iohannis într-un rol internațional imediat ce își încheie mandatul. Sau chiar înainte de asta, vezi devansarea alegerilor noastre prezidențiale și alte aranjamente interne. Nu, e posibil oricând, așa cum s-a întâmplat, se întâmplă în politica internațională, ca foști șef de state sau de guverne sau cazul James Baker, fost secretar de stat american, foarte proeminent și așa mai departe, să fie desemnați la un moment dat ca înalți emisari ai Uniunii Europene, ai NATO, ai unor structuri importante, internaționale, într-o anumită chestiune, într-o anumită zonă fierbinte a globului, în anumite negocieri importante, în negocieri cu parteneri sau, mă rog, în confruntări internaționale sau, îmi amintesc iarăși, l-am mai menționat în altă ocazie, pe fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing, care după ani de zile de când părăsise Eliseul a fost invitat și a condus comisia de revizuire a actelor constitutive ale Uniunii Europene. Apar asemenea nevoi de figuri politice importante cu un trecut la nivel înalt și deci nerăbdarea asta de a ne imagina ce va face domnul Iohannis din ziua X în noiembrie sau în decembrie 2024 s-ar putea să nu ne ducă foarte departe. În bine, schimb, cumva e normal, sigur, pe final de mandat. Îmi reamintesc că și pe vremea finalului de mandat al lui Traian Băsescu cam aceleași întrebări erau: unde o să stea, ce vile o să aibă, ce funcții va viza, da, și așa, da, da, mai bun, departe. Bun, asta, situațiile locative și lucrurile astea mai... Nu, dar inclusiv care... pe funcție, adică... Da, 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 da. Și asta se poate discuta, sigur, dar vorbind despre viitorul politic al celor care devin foști, e aici un joc între trecut și viitor, e un subiect și este, în cazul domnului Iohannis, există un potențial real să vedem îndeplinindu-se mai devreme sau mai târziu o desemnare într-un rol internațional semnificativ. Karl Nehammer este la București. Spune Nicolae Ciucă că nu va fi vorba doar despre o declarație prietenoasă, ci va fi o cuprindere în documentul final al Congresului prin care se solicită ca România să devină membru cu drepturi depline, respectiv și cu frontiera terestră a spațiului Schengen. Cât de realiste sunt discuțiile astea într-un super an electoral? Care sunt șansele să se întâmple asta până la finalul anului 2024, cum de altfel a
spus și premierul Marcel Ciolacu că și-ar dori și că s-ar putea să se întâmple acest lucru. Bine, și-a mai dat și alte orizonturi pe alte teme externe, Visa Waiver 2025 și așa mai departe. Dar revenind la Schengen, știm vehemența cu care se opune Austria. Chiar luni, ministrul austriac de interne a spus că își menține veto-ul, că sunt negocieri dure în continuare, că a făcut niște compromisuri, dar că a obținut ceva Austria odată cu acceptul ăsta pentru aderarea la RNC Schengen. Cum vedeți subiectul acesta? Și aici există o realitate protocolară și o realitate politică efectivă. Protocolar vorbind, se va include, s-a anunțat deja în documentul de final al Congresului Popularilor Europeni, dorința Partidului Popular ca să aibă loc primirea României și Bulgariei cât mai rapid în spațiul Schengen. Realitatea politică este că acest subiect este de anul trecut, de un an, doi, un subiect, un atu politic în mâna partidului domnului Nehammer în politica internă austriacă. Rezultatele alegerilor parțiale recente din câteva landuri, regiuni austriece, nu sunt încurajatoare. Partidul a obținut rezultate mai slabe, dar e unul dintre argumentele unui partid conservator. Și nu vor arunca din mână acest as decât când va veni un moment politic, o perioadă în care nu vor mai avea nevoie de asul respectiv. În același timp, s-a făcut deja din partea guvernului austriac acest compromis cu care ei sunt acoperiți în fața partenerilor internaționali în interiorul Uniunii Europene, și anume ridicarea barierelor și intrarea noastră în Schengen doar pe calea aerului. Că premierul român sau alți politicieni din România, îl vom vedea probabil și pe domnul Ciolacu și alte voci din partea Partidului Național Liberal, invocând și acest viitor document final al Congresului Popularilor Europeni de la București, că ei toți vor spune, iată, se cere urgent, chiar garantez, spune premierul României, că până la finalul lui 2024 vom intra în Schengen. Acestea sunt promisiuni care țintesc electoratul românesc. Vom intra, deci votați-ne. După care, sigur, vom intra sau nu vom intra, votul va fi fost exprimat, micul profit de imagine și politic și electoral eventual va fi încasat și viața și politica merg mai departe și vom vedea când și cum va fi admisă România în Schengen de adevăratele. Da, urmărim în continuare subiectul și, bineînțeles, congresul PPE. Vă mulțumesc, domnule Lefter, pentru intervenție, pentru timpul alocat acestei discuții. Vă mai așteptăm la Prima News. Cu mare plăcere, mulțumesc pentru invitație. Doamnelor, domnilor, cum spuneam și mai devreme, suntem cu ochii pe congresul PPE în aceste două zile, astăzi și mâine. Cum spunea și Nicolae Ciucă, Bucureștiul devine capitala politicii europene. Mulți lideri de stat, 2000 de delegați din 44 de state, peste 600 de jurnaliști. Toată lumea este cu ochii pe ce se întâmplă în București, ce decizii se iau. Ora viitoare or să fie și niște discursuri de presă susținute de conferințe de presă susținute de Nicolae Ciucă și Manfred Weber. Ora 14 începe sesiunea plenară. Urmărim, bineînțeles, subiectul și ne întoarcem după o scurtă pauză cu titlurile orei și o nouă rundă de dezbateri.
Ne-am întors în direct cu titlurile orei. Bucureștiul este pentru două zile capitala politică a Europei. Congresul Partidului Popular European începe miercuri la Romexpo în prezența peste 2000 de delegați din peste 40 de țări. Cei mai mulți dintre participanți au ajuns deja în România. Popularii europeni decid strategia pentru alegerile pentru Parlamentul European, stabilesc manifestul Partidului Popular European și desemnează principalul candidat pentru conducerea Comisiei Europene. În adunarea politică a PPE a fost acceptată înscrierea Ursulei von der Leyen în competiție, în paralel cu congresul găzduit de PNL. Președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au programate mai multe întâlniri cu liderii prezenți la București. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, spune că există o singură soluție pentru a crea un număr suficient de militari, și anume reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Știu că îmi aprind paie în cap, dar reintroducerea stagiului militar obligatoriu este necesară pentru securitatea noastră, a afirmat fostul președinte. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că spațiul Schengen nu va fi complet până nu va include și România. Prezentă la București, unde participă la congresul PPE, Roberta Metsola a subliniat că va susține integrarea României în Schengen, inclusiv în timpul discuțiilor cu autoritățile din alte țări. Cele mai periculoase drumuri pentru șoferii din Europa sunt cele din România, urmată de Serbia și Bulgaria, iar cele mai sigure șosele sunt cele din Norvegia, potrivit unei cercetări realizate de un portal specializat. Studiul se bazează pe cele mai recente date de la Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor privind numărul de decese în traficul rutier la un milion de locuitori. Președintele Joe Biden și fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump, s-au impus marți în competițiile de nominalizare la nivel statal din întreaga țară. Cei doi pregătesc o revanșă istorică în alegerile generale din noiembrie, în pofida ratingurilor scăzute de popularitate pentru ambii candidați. Prețul aurului a atins marți un nivel record, investitorii având așteptări tot mai mari de relaxare a politicii monetare în Statele Unite ale Americii, în timp ce riscurile geopolitice vor propulsa în continuare cotația metalului prețios. Piața mai este susținută de cererea fizică puternică din Asia și de achizițiile băncilor centrale, precum și de statutul tradițional de activ de refugiu al aurului în perioadele de incertitudine. Prețul spot al aurului a crescut la circa 2131 de dolari pentru o uncie, după ce a atins un record de peste 2141 de dolari uncia. Administrația Federală pentru Aviație a anunțat că auditul producției avioanelor 737 MAX de la Boeing și a furnizorului Spirit Aerosystems a identificat mai multe cazuri în care companiile nu au respectat cerințele de control al calității. Astfel, autoritatea a interzis anterior Boeing să-și extindă producția de avioane 737 și în ianuarie a declarat că problemele de asigurare a calității pe care le-am văzut sunt inacceptabile. Continuăm cu sport. Spectacolul din UEFA Champions League revine astăzi de la ora 22 în direct la Prima Sport și pe primaplay.ro. Real Madrid Leipzig va fi transmis în direct pe Prima Sport 1, iar meciul Manchester City Copenhaga va fi difuzat în direct pe Prima Sport 2. Aseară, PSG și Bayern München s-au calificat în sferturile de final ale Ligii Campionilor, trecând în optim de Real Sociedad, respectiv de Lazio Roma. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Temperaturile vor scădea în toată țara, dar mai semnificativ în nord-estul teritoriului, cu maxime între 5 și 16 grade. Va ploua în jumătatea nord-vestică a teritoriului, apoi în sud, în centru și est. Seara și noaptea în Moldova, Transilvania și în zonele deluroase din sud vor fi precipitații mixte, iar la munte treptat vor predomina ninsorile. Doamnelor, domnilor, discutăm despre congresul PP în continuare. Avem o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă.
cum va arăta viitorul Uniunii Europene, luptele politice pentru Parlamentul European. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, ne întoarcem la dezbateri după o scurtă pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor. Colega noastră, Larisa Bernaschi, este la Congresul PPE, la Romexpo și este alături de noi prin telefon, realizatoarea emisiunii România Politică. Bun găsit, Larisa! Bun găsit, Andrei, și ție și telespectatorilor care normalizează această oră. Care e atmosfera? Spune-ne puțin despre ce se întâmplă acolo, ce urmează. Urmează să înceapă congresul efectiv, la ora 14 începe efectiv congresul PPE, însă în scurt timp vom avea primele declarații de presă de început de congres, susținute de către Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, și Manfred Weber, președintele Partidului Popularilor Europeni. Acolo așteptăm să vedem tot calendarul și dacă mai avem vreo surpriză pentru această întâlnire. Știi foarte bine, Andrei, că au vorbit și ieri cei doi lideri politici și poate cel mai așteptat moment se va întâmpla mâine, atunci când se va da votul pentru candidatul PPE la funcția de președinte al Comisiei Europene. Ursula von der Leyen va fi propunerea celor de la PPE, însă va fi formalizată această propunere. Așteptăm și noi să vedem dacă ne mai oferă cei de la Partidul Popularilor Europeni și alte surprize. E cer că este cel mai mare eveniment politic internațional care se desfășoară pe teritoriul României anul acesta. Este o desfășurare impresionantă de forțe la Romexpo, acolo unde se ține congresul PPE, și cu siguranță este un moment important pe care România ar trebui să îl puncteze. Trebuie să spunem faptul că sunt acreditați aproximativ 6-700 de jurnaliști din toată lumea. Asta înseamnă un număr impresionant, da, de jurnaliști. Asta înseamnă că vor fi transmisiuni făcute de aici, de la noi, de la București, în toată Europa, cel puțin, acolo, de acolo de unde au venit lideri. În această oră încep să ajungă liderii aici la Romexpo, se pregătesc pentru începutul acestui congres. Trebuie să reamintim că sunt 13 șefi de stat și de guverne care vor participa la congresul PPE și vor fi și o serie de discursuri la începutul acestui congres. O serie de discursuri în paralel, pe lângă congresul PPE, președintele Klaus Iohannis are întâlniri cu lideri prezenți la București cu ocazia congresului. Vorbim de Roberta Metsola. De asemenea, premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu liderii statelor europene. Care sunt mizele discuțiilor? Mai trebuie să începem așa, faptul că Klaus Iohannis are multe întâlniri programate cam din oră în oră. A început la ora 10 această serie de întâlniri, a primit-o pe Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Prima a fost cea care a ajuns la președintele Klaus Iohannis, iar mai apoi au ajuns prim-ministri, președinți din diferite state, dar și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, care a și avut în această dimineață o dezbatere cu mai mulți tineri, acolo unde a dat niște mesaje poate ar trebui să ne uităm cu atenție, în sensul în care Roberta Metsola a vorbit din nou de aderarea României la spațiul Schengen, a dat cumva asigurări faptul că în primul rând vom intra pe cale aeriană în spațiul Schengen, nu vom mai avea nevoie de să prezentăm pașaportul sau buletinul atunci când intrăm în România sau când intrăm într-un alt stat care este spațiul Schengen. Și chiar a povestit tinerilor prezenți acolo de momentul în care a ajuns în România și a fost nevoită efectiv să își prezinte pașaportul pentru a putea intra pe teritoriul României. De asta zic că sunt foarte multe momente importante care au loc zilele acestea la București. Iată și întâlnirile acestea tet-a-tet pe care le are inclusiv Klaus Iohannis. Klaus Iohannis ar putea să fie propunerea, deși nimeni nu spune cu subiect și predicat, inclusiv domnul Weber a evitat să spună dacă Klaus Iohannis ar putea să fie candidatul PPE pentru funcția de președinte al Consiliului European în locul lui Charles Michel. Știm că s-a mai discutat acest lucru, dar această candidatură va fi decisă abia
deja după rezultatul alegerilor europarlamentare din 9 iunie. Iar scopul întâlnirilor pe care le are Claus Iohannis tetatet astăzi, pe tot parcursul zilei, am putea să spunem că e un fel de lobby pentru a se asigura că dacă e loc pentru a ocupa o astfel de funcție la nivel înalt, Claus Iohannis ar putea să fie candidatul propus de către cei de la PP. Pentru acest lucru, însă, PP trebuie să ia un număr impresionant de voturi la nivelul Uniunii Europene la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Abia după va fi făcut această nominalizare, pentru că dacă PP reușește să câștige alegerile cu un scor foarte mare, atunci va deține două din cele trei funcții înalte la nivelul Uniunii Europene, și aici mă refer la funcția de președinte al Comisiei Europene și președinte al Consiliului European. Larisa, îți mulțumesc mult de tot pentru intervenție. Le reamintesc celor de acasă că de la ora 18 la România Politică vei aborda inclusiv subiectul acesta. Firul roșu Prima News are legătură în aceste zile cu Congresul PPE și e foarte bine că se întâmplă asta. Cum a spus și Nicolae Ciucă, Bucureștiul devine capitala politicii europene pentru aceste două zile, pe 6 și pe 7 martie. Îți mulțumesc, Larisa. Discutăm domnilor, în minutele următoare, în așteptarea conferinței de presă susținută de Nicolae Ciucă, cu Daniela Câmpean din partea Partidului Național Liberal. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunt aici la acest congres în dublă calitate, și de membru a Partidului Național Liberal, președinte a Consiliului Județean Sibiu, dar și de membru în delegație a României în Comitetul European al Regiunilor. Dacă pot să vă ajut cu ceva, vă rog. Vă rog, să vorbim despre mizele congresului. Toată lumea se așteaptă la revalidarea în candidatură pentru Comisia Europeană, pentru Ursula von der Leyen, și socialiștii și-au ales contracandidatul pentru Ursula von der Leyen, Nicola Schmidt. Care sunt celelalte mize ale congresului? S-a discutat mult și despre Schengen, întrucât Karl Nehammer este la București. Da, este într-adevăr, se vorbește de revalidarea doamnei Ursula von der Leyen. Este pentru prima dată când se vorbește despre o astfel de revalidare, și având în vedere că Partidul Popular European este principala familie politică în Uniunea Europeană, ne așteptăm ca acest lucru să se și întâmple. Fiind un congres al popularilor europeni, bineînțeles că susținem aici principalele politici pe care Partidul Popular European le susține în cadrul instituțiilor de la nivelul Uniunii Europene. Gândul nostru, și mă refer la faptul că România este una dintre principalii susținători a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ne bucurăm că un subiect important pentru Partidul Popular European este acesta, că Partidul Popular European este principalul susținător în cadrul Parlamentului European și nu numai al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, important pentru noi este ca partenerii noștri din Partidul Popular European să vină în sprijinul Ucrainei, și din acest punct de vedere discuțiile și orientările sunt în a susține atât cât este nevoie ca Ucraina să poată trece cu bine de acest război și să aibă alături atât Uniunea Europeană cât și NATO. De asemenea, teme de interes sunt legate de
creșterea tendinței de a fi îmbrățișat extremismul în Uniunea Europeană, România nu este ocolită de acest subiect, dar avem speranța și convingerea chiar că în România, care este un stat pro-european, și da, în România, în care se întâmplă acest congres PPM, extremismul nu este văzut ca și o variantă. Având dacă ne mai auzim, doamna Câmpea? Numai puțin. Acum m-auziți? Da, 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 e perfect. România a văzut ce înseamnă apartenența la Uniunea Europeană. A simțit acest lucru, pentru că numai dacă nu vrem să recunoaștem și să ne uităm în urmă, nu vedem ce am semnat. Da, într-adevăr, creștere economică, PIB, fondurile absolut, europene care se regăsesc absolut în economie. Ori o întoarcere spre extremism ar însemna o izolare a României în Uniunea da Europeană și o izolare de toate beneficiile pe care această apartenență le poate aduce. În discursuri de ieri al domnului Weber, Rareș Bogdan și Siegfried Mureșan au fost lăudați și anunțați pe lista pentru europarlamentare. Ne mai puteți da și alte nume? Prefer ca această lansare să se facă în mod oficial și numele să fie anunțate în mod oficial, lista fiind în mișcare, după cum știți, până în ultimul moment. Deci încă nu e definitivă. Nu este definitivă, Băciutăncuie, nu este oficial absolut nimic și atunci prefer să mă abțin de la astfel de comentarii. Dar pe cei doi menționați de domnul Weber îi confirmați? Pe domnul Rareș Bogdan și pe domnul Mureșan? Până la momentul la care aceștia nu sunt validați în forurile partidului, nu pot să îi confirm sau să îi infirm. Dar atât Zicrin Mureșan cât și Rareș Bogdan sunt niște prezențe active în cadrul Uniunii Europene, sunt europarlamentari extrem de apreciați în Parlamentul European și nu numai, și eu cred că prezența lor pe listele PNL ar fi una de bun augur și chiar de dorit. Pentru România, nu doar pentru PNL. Ce șanse are România ca până la finalul anului acesta să aderăm la spațiul Schengen în deplinătatea sa? Așa cum anunța de altfel și premierul Marcel Ciolacu, dădea garanții în urmă câteva zile că România până la finalul lui 2024 își propune și va reuși să adere în totalitate la spațiul Schengen. În totalitate mă refer, bineînțeles, și cu granițele terestre. Ne așteptăm ca până la finalul acestei luni, pe calea aeriană, pe cale maritimă, să aderăm. Eu pot doar să vă spun că la nivel de, în Bruxelles, atât la nivelul Comitetului European al Regiunilor, cât și al Parlamentului European, partenerii noștri din Partidul Popular European susțin această aderare, intrarea României în spațiul Schengen și pe cale terestră. Deciziile care se vor lua nu pot să le anticipez și să stabilesc termene în care se va întâmpla acest lucru, dar pot să vă spun că există o puternică susținere din partea statelor membre în Uniune și din partea popularilor europeni pentru ca România să intre în spațiul Schengen. Bun. Adoptarea manifestului Partidului Popular European pentru alegerile europene din iunie 2024. Să vorbim puțin și pe subiectul acesta. Dacă ne mai auzim. Doamna Câmpean, mai sunteți cu noi? Bun, o resună colegii. Cum spuneam, vor fi așteptate mai multe
decizii la Congresul PPE de la București, conform lui Siegfried Mureșan. Votarea Ursulei von der Leyen, cum de altfel am vorbit, drept candidat al Partidului Popular European pentru funcția de președinte al Comisiei Europene și pentru următorii 5 ani. De altfel, încă din luna februarie, Ursula von der Leyen și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat în fruntea Comisiei Europene. Adoptarea manifestului Partidului Popular European pentru alegerile europene din iunie 2024, adoptarea strategiei PPE pentru alegeri. O să urmărim, bineînțeles, și noi discursurile și sesiunea plenară a Congresului PPE. Un subiect foarte important este și cel legat de spațiul Schengen și există niște declarații în acest sens. Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal și președintele Senatului, spune că nu va fi vorba doar despre o declarație prietenoasă, ci va cuprinde în documentul final al Congresului solicitarea ca România să devină membru cu drepturi depline, respectiv și cu frontiera terestră a spațiului Schengen. Dacă ne auzim, doamna Câmpean. Da, probabil semnalul de acolo joacă feste. Vorbim în continuare. Ceea ce este important de subliniat este că în acest moment, din toate punctele de vedere, România, atât din punct de vedere... Doamna Câmpean, ne auzim? Doamna Câmpean, bună ziua, dacă ne auzim. Da. Ceea ce este important de subliniat este că în acest moment, din toate punctele de vedere, România îndeplinește condițiile pentru aderare deplină la spațiul Schengen. Sunt o parte din declarațiile făcute de Nicolae Ciucă în conferința de presă. Bineînțeles, miza este foarte importantă, este și un discurs împotriva extremismului și valului de extremism care ar veni asupra Europei. Am discutat în prima parte a orei și cu Larisa Bernaschi, colega noastră care este acolo. Premierul Nicolae Ciucă premierul Marcel Ciolacu, mă scuzați, are întâlniri cu lideri europeni prezenți la București. De asemenea, președintele Klaus Iohannis în această dimineață s-a întâlnit și cu Roberta Metsola și cu Ursula von der Leyen. Toată lumea se întreabă ce viitor politic ar putea avea Klaus Iohannis. Acum știm că președintele României, aflat pe final de mandat, țintește mai multe funcții la nivel european. S-a discutat și despre președintele Consiliului European. Acum se discută despre șefia NATO, unde și Mark Rutte și-a confirmat candidatura și are susținerea mai multor state importante din Alianța Nord-Atlantică, inclusiv iată susținerea Statelor Unite ale Americii. Rămâne de văzut ce viitor politic va avea Klaus Iohannis. PNL capitalizează, bineînțeles, electoral după organizarea acestui congres, un congres, cum spuneam, extrem de important. Ursula von der Leyen reconfirmată candidat pentru Comisia Europeană. Totodată îl avem și pe candidatul socialiștilor decis weekendul acesta la Roma, respectiv Nicolas Schmid. O să fie o luptă aprigă inclusiv pentru instituțiile europene. Așteptăm dintr-un moment în altul un discurs al lui Nicolae Ciucă împreună cu Manfred Weber, care
care, bineînțeles, o să susțină declarații de presă din nou împreună. Ieri, principalele declarații au fost legate inclusiv de lupta asta împotriva valului extremist. Așadar, în 6 și 7 martie, la Romexpo, în București, devenim capitala politicii europene. Așteptăm, cum spuneam, dintr-un moment în altul și declarațiile de presă. 6-7 martie, România devine centrul politicii europene. Să vedem și principalii membri. Roberta Metsola participă, președinta Parlamentului European, participă la acest congres. Bineînțeles, Ursula von der Leyen și nu numai, cancelarul Austriei, Karl Nehammer, președintele Ciprului, prim-ministrul Luxemburgului, prim-ministrul Irlandei, prim-ministrul Croației, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, care a avut la un moment dat, din câte ne amintim foarte bine, o funcție importantă la nivel european. Roberta Metsola, cum spuneam, și-a reiterat sprijinul pentru România, sprijinul de a adera la spațiul Schengen, la spațiul de liberă circulație, și spune că spațiul Schengen este incomplet fără. Iată-i pe cei doi lideri, conferința de presă, Nicolae Ciucă și Manfred Weber. Bine ați venit la conferința de presă comună a președintului Partidului Popular European, Manfred Weber, și a președintului Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă. În debutul conferinței, cei doi președinți vor face câte o scurtă declarație, urmând ca apoi să luăm întrebările dumneavoastră. Vă reamintesc că la ora 14 trebuie să înceapă lucrările Congresului, așa că nu avem foarte mult timp la dispoziție. President Weber, you have the floor. Yes, so thank you so much for your interest, and it's great to be here in Bucharest to start with our EPP Congress. The European People's Party is the biggest and largest political family in Europe, and we are having our important Congress of 2024 here in Romania. Bucharest is for 2 days now the capital of Europe, the political capital of Europe. And I feel at home here in Bucharest, to be accompanied by Nicolae Ciucă as party president, by Klaus Iohannis as the president of the country, by a lot of friends here in Romania. It's great to be here. It's a great place to be here. The reason for choosing Bucharest as a place to have this important Congress in front of the European elections, when more than 400 million people will have the chance to vote and to decide about the future of Europe, the reason to choose Bucharest was, there were three arguments behind. One argument was that with PNL we have here in Romania a strong, solid party who showed in the last years that they can develop the country, that they give Romania a good perspective. And that kind of leadership should be honored by the friends from all over Europe. A lot of presidents, party leaders, prime ministers, chancellor are arriving and coming to Bucharest to express this respect to our PNL friends. The second message is that in Romania we can see that the center Eastern European countries matter for EPP. We have a lot of prime ministers, chancellors here in the region, presidents here in the region. The EPP cares about the Central Eastern European countries. For us, there are no second and first class Europeans. We are all equal. And the third message is that Romania is a neighboring country to Ukraine. That's why we want to be close to those who are today defending our European way of life, our ideas, our values. And that means to be close to our Ukrainian friends in this moment of time, also including Moldova as a country where we care also a lot.
That are the three arguments I want to present to you why we have chosen Bucharest, and I already had talks with delegates arriving here, with some council members, prime ministers arriving here, and everybody is exciting. Everybody sees the strengths of Bucharest, the country, the city here. So we feel very well, and I again feel at home. We will have in Bucharest three tasks in front of us. One is, especially today, after we are opening now the Congress, we will define our program, our manifesto for the next 5 years, the roadmap for the future of Europe. We worked hard on this. It was a bottom-up approach that everybody in the party, European-wide, feels involved. And today we will decide about this. We are listening to people, and then we decide about the future, about our Congress manifesto. The second task we have this week is to nominate the personalities who will lead us. Tomorrow we decide about the lead candidate of the European People's Party in the upcoming elections. The only candidate who was nominated is Ursula von der Leyen. She was nominated from her mother party, from the CDU in Germany, but she was supported also by Donald Tusk, Platforma in Poland, and Neo Demokratia Kyriakos Mitsotakis from Greece. So she will be tomorrow the only candidate, and she will get the full backing of the EPP family. We stand behind Ursula von der Leyen. She will be the person who will express the EPP program in the next months and weeks in front of us to convince the Europeans to do the job. I want to add, next to Ursula von der Leyen, that we have a second prominent personality inside of our team, and that is Roberta Metsola as the President of the European Parliament. Two strong ladies, two strong leaders are part of the EPP family, and as party president, I'm proud to have both of them. We show a modern face, a strong face for the future of this continent with the two ladies. And the third point we want to do is, please allow me to say this, it's a more internal thing, but we want to celebrate family. This evening we have a family event where we leaders and delegates come together. Party means for me not a sum of individuals, but to really be a family among friends, to go back then to our home region, to our villages and cities, and campaign afterwards for what is EPP all about. Let me finish with one more general consideration for the upcoming elections, and that is the fight against the populists and extremists all over Europe. Europe is tested in this moment of time. We are facing a lot of challenges. We see aggression from the brutal dictatorship of Putin against Ukraine, but against also us in the European Union. We are facing globally economic challenges, which will also take the prosperity, the economic strength of Europe into question. So we are tested again. And again, after the Brexiteers won and brought Britain out of the European Union, again parties in Europe tell people, we want to do it the egoistic way, we want to do it the nationalistic way. And our standpoint is, the European Union is not perfect, but it's the best Europe we ever had. To live together, to work together, to practice solidarity in times when we are tested, like in Corona times, with the recovery fund. We do it together. In solidarity. That is our EPP approach, and we will defend our European Union against all nationalists, against all extremists on the political field. That's the main message to the voters. Please take the elections serious, go to vote, participate. We vote against extremists, and please vote for the serious center, the biggest party, the European People's Party. Domnule președinte Ciucă, aveți cuvântul. Yeah. Thank you very much, Mr. President, dear Manfred, ladies and gentlemen. I am very honored to welcome you to Bucharest, welcome you to Romania, and I will use again this opportunity to thank Manfred for showing so much trust in our National Liberal Party on its relevance within the EPP family. So I do very much enjoy that you are repeating
that you are not a guest, you are part of the family, so Bucharest is your home, which means for me that the National Liberal Party has a huge contribution to achieve the European Popular Party policies and to have a great contribution to achieve the objectives for the coming Europarlamentary elections. Ladies and gentlemen, I do very much align my consideration in regard of the arguments for choosing Bucharest to be the political capital of Europe these days. It's really important to understand that Romania this year will have four rounds of elections, and we do receive a great support from our political family, from our leaders, from Manfred, from Ursula von der Leyen, from Roberta Metsola, from all the other political leaders who are present here in Bucharest. Actually, behind that, I have to recognize that it's a very good opportunity to have the bilaterals and to discuss all those details which are giving us more arguments to complete and to complementary our manifesto and to design a very good campaign strategy and a very good electoral plan. Yes, Manfred, you are very right. Romania is the bordering country of Ukraine and the Republic of Moldova, and we have discussed all these aspects which are related to the European Union security, and we are very much agree upon the external threats, and that threat is coming from the East. That threat, it's already happening in reality in Ukraine, and also, as we agreed, the one of the most affected countries after Ukraine and its Republic of Moldova, and we have to do our best in order to continue to support Ukraine and also to continue to support Republic of Moldova. Internally, yes, our threats are coming from populism and extremism, and we have to do our best. And I'm sure that what is written within the manifesto are those lines of efforts which have to be shared with our citizens to understand the reasons they have to vote our political family. So I am very, very much supporting all those decisions. And of course, we are supporting our lead candidate, Mrs. Ursula von der Leyen, and all the other leaders which will be elected today and, of course, tomorrow. The other very important aspect for us, because we have discussed many times this issue, it's a very good opportunity for me, for Romanian National Liberal Party, to mention the process of completing the Schengen accession of our country. From 31st of March, we will be in the Schengen with the air and maritime borders, but the Romanian people
the Romanian people who is living and working in diaspora, they are very much looking forward to have the land border also approved for being part of the Schengen area. So I have the opportunity to discuss with Manfred, I have the opportunity to discuss with Mrs. Ursula von der Leyen and President Roberta Metsola. I've got all their support now. I'm sure that being written within the final document of the EPP Congress, that will give us more hope that is going to happen as soon as possible. So once again, expressing my gratitude for choosing Bucharest, for choosing Romania, I'd like to end my my comments, and thank you very much again. Thank you. The floor is now open to your questions. Please keep in mind that the Congress is supposed to begin at 2 o'clock. Please. Hello, Lisa O'Carroll from The Guardian. A question for Mr. Weber. Does Ursula von der Leyen support the promises in the manifesto on migration in relation to moving asylum seekers to third countries and also a quota for asylum seekers who need protection? Thank you. So the manifesto is a manifesto of the European People's Party, and Ursula von der Leyen is our lead candidate. So all the programmatic positions of the European People's Party are covered also by Ursula von der Leyen. We do this as a team together. We want to work this out together. And what European people expect from us, and there the European People's Party will be in the campaign crystal clear, we have to lower the numbers of arrivals. And we have to separate between those who are refugees and asylum seekers, who should get the protection they need, and those who are illegal migrants, and they should be refused on the external border. This message that we decide as a state who is arriving to Europe and not the smugglers decides who comes to Europe, this message is an important one for our electoral campaign. Please. Yeah. You. Thank you. Good morning. My name is Paulina Patowa. I'm a journalist from Poland, Oko Press. I have a question to you, Mr. President, Mr. Weber. I wanted to ask you the most one of the most important projects, policy projects, during the last cadence of the European institutions was the European Green Deal. And I wanted to ask you what's going to happen with this project. Are we going to continue implementing it? What's going to happen with the pieces of legislations that were not yet voted and are... yeah, thank you. So I'm 52 years old, and I tell you, the fight against climate change is probably the most important task for us as today's political leaders. That's why the European People's Party is the party of Green Deal. We followed Ursula von der Leyen on this. On content, we have different opinions between socialists and the Christian Democrats in Europe. There were dividing issues about farmers, about the combustion engine, so there were debates about this. But on the goal, we are totally committed to bring the Green Deal alive. And I tell you, it's our EPP Green Deal. We do it. We will show the world that we bring economic success and the protecting of our environment together. That is what we will do. And the next step is now to open for the next 5 years also debate about prosperity, because the electric heating pumps and the electric cars should be produced in Europe and not in China. We want to make out of the Green Deal now a business case. The jobs are produced then in Europe and not somewhere else in the world. The gentleman standing. Yes. Good morning, Mr. Weber. Pierre Bonneau from Radio France International. Mr. Eric Ciotti, the president of Les Républicains, the French right party, sent you a letter yesterday to tell you that he will not support Ursula von der Leyen for a second mandate. What's your reaction? We are a broad people's party. We have different opinion on this. We do the vote for Ursula von der Leyen in a secret ballot. We do this in a democratic process as a party.
I can only refer to you that last Saturday the socialists met and they did vote for Schmidt with per acclamation, so not in a public secret vote in a way. We do this in a democratic secret vote, and then everybody can express the opinion. I'm sure for tomorrow that the overwhelming majority of the European People's Party will support then Ursula von der Leyen. Europe was in good hands and was in good EPP hands in the past. The gentleman standing in grey. Thank you. Peter Fritz, Austrian Television, ORF. Mr. Weber, this morning the Austrian People's Party announced they could not support the election manifesto, citing concerns about nuclear energy and about Schengen. So how much of a backlash is this for the party? Is it a backlash at all? And do you have a message to the Austrian People's Party in German, preferably? Thank you. No, there is again the same answer. We are a broad people's party in Europe. We have different opinions on some of the issues, so it's absolutely democratic to express the different opinions. On one point I want to make clear that the European People's Party support fully the full enlargement of the Schengen area, so that Romania and Bulgaria should immediately join the Schengen area. They meet all the criteria, so from all the assessments, the fact base is crystal clear. And also what I want to say is that I congratulate the friends here that you do now the first step with the air and sea borders, and we want to see Romania and Bulgaria as fast, as quick as possible joining the Schengen area. The EPP as party is clear on this, and I want to also ask the socialists in Austria to consider to change their opinion, because also the socialists in Austria are opposing to give Romania and Bulgaria the full Schengen access. So we have an Austrian challenge in front of us to convince all parties there. So that's in this moment of time the most important thing, where we try to convince our Austrian friends to give green light. 8 seconds in German. Sorry, and the last question. Yes, the gentleman in navy coat. Hello, Marius Gârlași, Observator Antena 1. I have a question for Mr. Weber. Mr. Weber, do you think Nicolae Ciucă, the leader of National Liberal Party in Romania, can be the next president of Romania? And also, how do you see the fact that here in Romania, the National Liberal Party will run in an alliance with the socialists in the elections for the European Parliament? Thank you. Well, I see Nico as a... You don't have to answer that. I know. I see Nico as a real good friend, and I see his leadership skill now leading the party in a very strong way. So I thank him for this kind of leadership. Also with his strong network on European level in the spirit of Prime Minister, he showed that he can drive the economic development of Romania in an incredible way. So the outcome of his leadership is for the people in Romania. They can feel it, and that's really strong. So congratulations. What he did, and the rest is up to our Romanian friends to discuss this after the European elections. Manfred, thank you very much. So already there is one vote, but who is deciding are the Romanian citizens, so let them voting, and we will see. Thank you so very much. We don't have much time. See you at the plenary session. Thank you. Thank you. Thank you for your interest. Thank you. Da, conferința de presă susținută de Manfred Weber, liderul PPE, și de Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal și președintele Senatului. Urmărim în continuare congresul PPE care are loc în aceste două zile. Îl puteți urmări la Prima News în programele noastre. Așadar, rămâneți cu noi. O zi frumoasă în continuare.